La ce crezi că a râs primul om de pe pământ? Cu siguranță la rău altuia. Că m-am gândit, dar nu neapărat om, că există, cred că râs într-o formă foarte diluată și la animale. Adică cred că atunci când o vrăbiuță ține o ghindă în gură și e mulțumită, se gândește unde să o arunce și din cauza că i-a făcut mișcarea asta din cap, i-a zăpăcit ciocul, o scapă. Eu cred că undeva, acolo la bază, există mecanisme care se activează, care observă, aveam un cioc, o ghindă, am pierdut-o, ce proastă sunt. Trebuie să mă duc să iau alta, of, nu vreau. Dacă n-aș fi avut ghinda aia, era mai bine. Dacă aș fi avut în continuare, era mai bine. Acum e mai rău, deci are pe memorie pe termen scurt atâtica cât să zică, hă, super, uită.